Liceul cu program sportiv din Suceava a organizat joi 15 decembrie un eveniment sportiv în scop caritabil. Intitulat Dăruiește un strop de fericire, evenimentul a cuprins câteva meciuri demonstrative în care au fost angrenați cei mai talentați fotbaliști din fiecare grupă de vârstă. Banii strânși de pe urma acestui eveniment vor fi donați unui elev de la liceul cu program sportiv. La evenimentul caritabil au fost prezenți mai mulți jucători formați la liceul cu program sportiv din Suceava, care activează în acest moment în primele două ligi ale fotbalului românesc, respectiv Florin Plămadă și Cătălin Golovca, ambii la FC Botoșani, Vlad Stănescu, Andrei Cerlincă, Vlad Hânțescu și Cătălin Strugariu, jucători ai echipei Foresta, precum și Ionuț Plămadă, fotbalist la Sepsis Sfântul Gheorghe. Evenimentul a cuprins câteva meciuri demonstrative în care au fost angrenați cei mai talentați fotbaliști din fiecare grupă de vârstă, urmate de un meci între antrenorii de la LPS Suceava și o serie dintre foștii lor elevi. De câțiva ani, la sfârșitul fiecărui an, colectivul de cadre didactice din școala noastră, îndrumați de consilierul educativ doamna Dobroghii Alina, au inițiat acest proiect Dăruiește un strop de fericire. De fiecare dată acest proiect a avut rol caritabil, același rol îl are și în acest an. După cum vedeți, anul acesta parcă este cea mai mare participare din rândul elevilor. Au răspuns foarte frumos, în sensul că în momentul în care au zis că e vorba de o strângere de fonduri, au reacționat imediat. Pentru asta le mulțumesc tuturor. Deci ne bucurăm că avem un număr mare de elevi care, pe lângă, eu știu, spectacolul în sine, au înțeles că și banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie de ei. Sper să mergem în fiecare an și acțiuni de genul ăsta să desfășurăm de cât mai multe ori. Totodată, între meciurile demonstrative au avut loc și tombole cu premii pentru cei care și-au achiziționat bilet la eveniment. Înțeleg că ești fericitul câștigător, te așteptai la asta? Am avut o zi bună, mă așteptam. Cum ți s-a părut evenimentul de astăzi? Sunt încântat. S-a organizat, dar putem ajuta să ajutăm. Mă bucur.